Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Să vedem ce urmează în viața ta, în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei. Ok, este o schimbare prin care cineva trece. E un stres un stres legat de un copil, legat de o familie, un nou început, ceva intens aici să petrece pentru tine. Hai să vedem ce zice tarotul exact pentru tine. La baza pachetului avem regele de monede, pajul de monede. Da? Este un moment aici în care intri în contact poate cu o persoană singură pe ea, poate este o persoană stabilă din punct de vedere material sau pentru alții, bineînțeles, putem să discutăm și despre un moment în care planul financiar are un rol foarte, foarte important. Ce pot să văd aici este că e ca și cum studiezi o persoană, studiezi o etapă, studiezi o situație în care ești. Pentru unii văd clar o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Personal, avem Marele Preot. Marele Preot reprezintă, în acest caz, din nou o legătură cu Zodia Taur. Pentru unii dintre voi, nu e valabil pentru toți, dar, pe de altă parte, această carte să știi că vorbește și despre o căsătorie. Poate ai gânduri de căsătorie, poate relația de cuplu a devenit mai bună, mai stabilă. Ai văd aici niște sfaturi prețioase pe care tu le primești de la partenerul tău sau niște sfaturi prețioase de la un părinte, poate chiar. Mergi undeva să primești o părere, poate de la un psiholog, poate mergi undeva, se uită cineva în cărți, îți dă un sfat. Ceva de genul acesta. Se accentuează foarte mult ideea de studiu de analiză, deci. Ești într-o perioadă în care studiezi ceva, analizezi ceva foarte profund. Următorul mesaj este 6 de monede. 6 de monede poate să însemne un cadou pe care îl primești, dar poate să însemne și un moment în care reușești să-ți găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Primești bani, dai bani la rândul tău, poate să fie și un moment în care. Um, poți să-ți cumperi ceva pentru casa ta, da? dar mai văd și un ajutor pe care îl poți oferi cuiva sau cineva care îți oferă ție un, un ajutor. Hai să vedem despre ce este vorba. Începem cu Marele Preot, să vedem ce vrea să zică. Oh, spânzuratul, dar a ieșit așa, întors. Deci e un moment de eliberare aici pentru tine, o eliberare dintr-o suferință. Eliberarea vine prin faptul că ai început să vezi situația altfel. Da? Mai văd o legătură cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Simți că te înalți, simți că plutești, simți că zbori. Apoi avem justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o hotărâre importantă aici din punct de vedere personal. Unii poate aveți de rezolvat niște lucruri importante privind actele sau este vorba despre o acceptare. Deci cineva acceptă ceva anume. Să vedem, șase de monede, ce zice? Ei, a venit cu marea preoteasă și cu pajul de băte. Aici, în viitorul apropiat, văd pe cineva care fie se pregătește să-ți facă o surpriză, fie este vorba despre cineva care își poate declara atracția față de tine, își poate declara sentimentele, emoțiile. Parcă dai niște bani unui copil sau un copil îți dă niște bani, o persoană mai tânără. Da? Este vorba despre un echilibru aici simt eu, într-un loc ascuns, într-o situație dificilă, Să vedem în continuare, profesional, aici avem asul de cupe, foarte frumos. În momentul de față văd aici o veste bună care vine către tine. Poate să însemne și un moment de pace, de liniște pentru sufletul tău. Un moment cu foarte multe emoții, Poate să fie o nouă persoană care apare în viața ta sau pur și simplu este un sentiment de liniște, de pace privind banii, privind munca, privind viața ta. Următorul mesaj este treiul de spade. Interesant, deci aici e ceva ce nu o să-ți placă, ceva ce nu o să-ți convină. Poate e momentul să vezi lucrurile și din punct de vedere rațional, poate e bine să nu pui totul la suflet, posibil și asta, Hai să clarificăm puțin asul ăsta de cupe, că vine cu o veste de pace, de liniște. Faetonul asul de spade o legătură cu zodia rac, dar. vedeți clar o hotărâre care se ia. Cineva ia o decizie în legătură cu un drum. Sau tu aici ai parte de o victorie de o bucurie. Soarele și șase de cupe. Pentru unii e ca și cum dragostea plutește în aer, fie la muncă, fie te gândești foarte intens să investești mai mult în plăcerea ta, în pasiunea ta, în ceea ce ești tu cu adevărat. Văd clar aici un succes foarte mare, o bucurie uriașă pentru sufletul tău. Să clarificăm puțin și treiul ăsta de spade, că nu știu ce caut aici, că n-ar avea treabă opt de spade, da. E ca o obsesie aici. E ca o închisoare, e ca, o, ca un blocaj așa care se simte. Uh, poate are legătură cu cineva care, uite, se simte atras de tine, vrea să te cunoască, vrea să se apropie de tine, și poate tu nu poți sau știu eu, poate ți este teamă, da, încerci să găsești alte soluții. Asul de cupe, deci Vestea asta este bună, e o veste de pace, de liniște. E ca și cum ai răbdare foarte multă. Este o veste bună care apare, dar parcă după rămâi cu vestea aia în minte, dar rămâi cu situația aceasta, uite combinația asta poate să însemne și o rivală, adică te duci la un interviu, primești o veste bună, doar că nu, mai e o colegă sau e cineva pe acolo care nu-ți place cam asta e, e, explicația. Poate și în viața reală, da? în viața de zi cu zi, în viața privată. Și acolo posibil să fie ceva de genul acesta. Un drum cu încredere, o veste bună. Hai să vedem surpriza. Regele de cupe. Surpriza aici spune despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza, în cazul tău, presupune o întâlnire cu o persoană onorabilă, sensibilă, blândă, iubitoare. Este cineva care este foarte mult apropiat de sufletul tău și, uite, persoana aceasta îți poate da o veste bună. Da? Un bărbat, în special. Șase de băte foarte frumos, deci surpriza este o bucurie enorm de mare pentru sufletul tău. Surpriza poate avea legătură, bineînțeles, și cu o resetare care apare, așa simt eu să-ți transmit. Hai să clarificăm că sunt curioasă. Deci, regele ăsta de cupe ia o hotărâre importantă sau cineva își declară sentimentele față de tine. Să vedem regele de cupe, ce vrea să zică pentru tine, ce trebuie să știi. Ok, avem un doi de spade, puterea, o legătură cu zodia leu. Deci e cineva care va ținti exact acolo unde trebuie. Simt eu că e o persoană care are ceva pe suflet de mult timp și nu poate să zică. Și uite acum acționează. Persoană puternică, sigură pe ea, o persoană asumată, directă. Ia uite, iar e cavalerul ăsta de, de băte. Parcă e cineva care își-ar dori o relație, ar vrea să meargă mai departe. Să vedem 6 de băte. Cineva te vede și țintește. Da? Punct ochit, punct lovit, cum s-ar zice. 6 uh, de băte a venit clarificat de doi de monede, 7 de cupe, 8 uh, de băte. Deci... Aici e posibil să rămâi surprins de, de o declarație oficială pe care cineva o face către tine. Da? Cineva zice, uite, oficial s-a întâmplat asta, asta și cu asta, unii poate primiți o invitație la nuntă, în alte cazuri poate să fie vorba despre niște vești care apar din mai multe părți. Um. Regele ăsta de cupe, eu îl simt foarte dual sau este o persoană care încearcă să îngrijească pe toată lumea, să aibă grijă de toți. Și atunci a, aici o să rămâi surprins de faptul că persoana asta reușește să-și rezolve o situație să clarifice o chestiune importantă legată de poate o a treia persoană din relație sau este vorba și despre o persoană care este cumva în altă energie. Omul ăsta vrea liniște, da? Mie tot îmi apare regina de bute care ea vrea să se afirme, ea vrea iubire, ea vrea afecțiune, ea este energică, pozitivă, glumeață, da? o victorie legată de o situație duală, o victorie legată de o situație în care persoana să avea mai multe opțiuni, da? Și aici vei rămâne surprins de o declarație, uite, pe care o face. Sau o decizie oficială. Da, uh, hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, să-ți deschizi mintea sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Avem aici, iar următorul mesaj vorbește despre separare. A venit timpul să te separi. Da? Unii puteți să rămâneți surprinși să auziți de o separare, de o hotărâre importantă a unui bărbat, a unei femei. Da? E o hotărâre aici importantă. Despre asta e surpriza asta despre această separare despre această decizie și uite, e o problemă care e de mult timp pentru unii poate să fie o relație karmică aici. Vă știți din altă viață, aveți impresia că vă știți din dintotdeauna. Și avem așa primul mesaj renunță la a mai controla situația, lasă totul să curgă într-un mod natural. Apoi o relație din altă viață. Te-ai cunoscut cu persoana asta în altă viață sau, te -ai, sau ai mai fost împreună poate în viața asta? Posibil și asta. Să vedem acum și tarotul meu ce zice. În legătură cu povestea asta, că e interesant. Uh! Are legătură cu viața privată pentru unii dintre voi. Ia uite, e o persoană viclană, înlăcrimată, sau cineva pentru care tu ai vărsat lacrimi, ai fost supărat, supărată. Proces și judecată. Poate cineva care ia o hotărâre importantă sau cineva care vrea să deschidă o discuție sinceră cu tine. Avem tranziție, schimbare, dragoste sinceră, cununie și noutăți plăcute. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este prima variantă, urmează împunătățiri ușor, ușor, așa că stai aproape, da? Uh. Ai link în primul comentariu dacă ești curios, iar dacă nu ești familiarizat cu aplicațiile și preferi să intri pe site, este și site-ul cristinazurba.com, te invit cu drag acolo. Te îmbrățișez, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.